venit la piața agraria cu ceapă, usturoi, țelină, ardeiuche, castraveți roșii, bulion. Ce se vede aici? În special ridic. Uitați ce frumos s-a făcut. O fost secetă, dar noi, dacă am mudat, o ajutat Dumnezeu și s-a făcut produse bune. Roșiile 6 lei, ceapa 6 lei, usturoiul 30, morcovii 4 lei. Cumpără oamenii? Cumpără. Clienții noștri care știu că avem produse bune, cumpără din greu. Concentrat de cătină. Dulceață de cătină. Ciocolată cu cătină uscată. Proprietatea principală e creșterea imunității. Dar ce vă mai pot spune în două cuvinte, nu are contraindicații pentru orice boală, este foarte, foarte bună. Și încă o calitate în plus a cătinei, nu folosim doar fructul de cătină. La cătină se folosește și rădăcina, și mugurii de cătină, și frunza de cătină, și fructul de cătină. Absolut tot se folosește. Am adus atât dulceață de afine, de merișoare, de zmeură ce crește în Apuseni, sucuri de toate felurile, așa, zacuscă cu cribi, zacuscă cu fasole, zacuscă cu vinete. Anul acesta a fost o producție mai slabă de ciuperci, datorită climei, dar, în general, dulceață de lapte, am uitat să precizez, e tot din zona Apusenilor. Anul acesta am venit cu noutăți. Am făcut niște rețete personale care le-am făcut. Gogonele umplute, murate, icre de usturoi. Am mai făcut niște lichioruri de lavandă și de busuioc, de lămâie. O altă noutate este geleul de ardei iute. Am venit și în acest an cu struguri proaspeți din vie pe care i-am măcinat și îi stoarcem ca să ne putem bucura cu toții de gustul dulce al acestei toamne. Avem o producție foarte bună de struguri în acest an, cu toate că anul a pornit foarte greu pentru viticultori, dar calitatea strugurilor este una ridicată și au reușit în ultimele săptămâni, datorită soarelui foarte puternic, să acumuleze peste 210-220 de grame de zaharoză. Ca să vă dau să gustați prima dată. Cum e? Foarte bun. Foarte dulce. Dulce. Puteți să-i facem și o probă. Ce? Zahăr? La zahăr, să vedem cât este de dulce. Bine? Dacă iau zahăr, ce? 26% concentrația de zaharos. Foarte. Cu produse din lavandă și gălbenele. Buchete de lavandă, avem ulei de lavandă, apă de lavandă, săpun cu cărbune activ, ornamente din lavandă. Încep să le cunoască, da, din ce în ce mai bine, da. Are foarte multe proprietăți, deci e antiinflamatoare, merge mult pe înțepături, e cicatrizantă. Apa de lavandă, care e foarte bună pentru alergii, pentru piele iritată, pentru acnee, uleiul de lavandă, tot așa. Ce-au deosebit aceste buchete de flori de lavandă? Trandafirii din săpun. Durează un pic mai mult până facem trandafirii și se usucă. Pe urmă, cât să zic eu, 15 minute până faci un buchet. Am venit cu dulceață de trandafir, cu sirop de trandafir, apă de trandafir și, cel mai important, vinul de la Ciumbrut cu trandafir, cu gust de trandafir. Cum a fost anul acesta? Era bine, un pic e secetă, a fost secetă, dar știți cum zicem, toamna se numără bobocii. Am venit cu pere, 3 soiuri de pere,
Piersici, nectarine, nectarină plată. Putem spune că nu foarte, foarte bun, așa cum a fost cel anul trecut, dar ne ducem înainte. Cum sunt prețurile? Ce spun oamenii? Eu cred că destul de bune. Fructe la fete, ceapă la soț. Adică nu știu, fructele mi se par chiar ieftine. A 3 lei nectarinele, 4 lei piersicile. Am adus toate legumele din grădina mea, roșii, ardei, castraveți, capia, gogoșar. Și am adus. A fost un an destul de bun pentru mine, pentru că am instalația era mai grav. Dar așa sunt foarte da, asta a salvat legumele care arată în situația care arată. Sună minuță! Și cum mi se par prețurile? Păi bunicele, la ce preț este, cum să nu mi se pare? Chiar bune! Ce cumpărăm din alimentare este de nespus. Astea mi se par prețuri bune, sănătoși și sunt mulțumită. Ați găsit tot ce doreați aici la târg? Da, sigur că da. Este de toate, banii trebuie.